Federația Română de Fotbal a stabilit ca faza națională a Cupei României ediția 2018-2019 să înceapă la 1 august. În competiție vor intra mai întâi câștigătoarele fazelor județene și ultimele clasate din Liga a 3, apoi vor intra și restul echipelor din eșalonul a 3-lea și treptat-treptat până la cele din primul eșalon. Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza 1 este programată pentru miercuri 25 iulie. În această fază a competiției, județul Argeș va fi reprezentat de unirea BASCOV, echipă ce a promovat în Liga A3 -a și care a câștigat faza județeană a Cupei României după victoria categorică 4-0 cu Gloria Berevoiești. <fie>